Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe canalul Auroscop. Mă bucur să ne revedem și în această seară. Are un orgoliu cât casa poporului, este extrem de ambițios, este extrem de încăpățânat. Încăpățânată, după caz, această etalare adresându-se domnilor și doamnelor în egală măsură. Nu va face niciodată primul sau prima mișcare sau nu va reacționa niciun fel, pentru că dacă nu a făcut-o până acum, persoana respectivă blocându-vă sau nemai dorind să vorbească cu voi, nu o va mai face. Practic, șansele ar fi nule ca voi doi să reluați orice formă de comunicare. Ei bine, asta vreau să aflu în această seară. Dacă sunt șanse ca minunatul încăpățânat sau orgolioasa noastră dragă va face un pas către a comunica cu voi, indiferent cum, printr-un soi de semnale, printr-o melodie, printr-un limbaj comun pe rețelele de socializare, prin a pune pe cineva să ia legătura cu voi dacă vă și cunoașteți în particular. Dacă și să vedem care sunt șansele ca persoana respectivă să-și calce pe mândrie și să facă un pas către voi. Și când? Dacă am obține și anumite date, anumite perioade, ar fi absolut minunat. Această etalare, să știți că se adresează pe o perioadă fără limită, deci este o etalare atemporală, așa că este valabilă ori de câte ori vizionați această citire. Bineînțeles, nu o vizionați astăzi, o mai vizionați peste 3 zile și din momentul acela, iar, eu știu, ascultați acele date. Adică să treacă un anumit timp, bineînțeles. Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, ce ne povestește etalarea generală, etalarea, energia generală a acestei etalări. Haideți să vedem. Orgolios, orgolioasă cât casa, dar ce să vedeți? Este dragostea dumneavoastră adevărată. Este dragostea voastră, sufletul vostru, iubirea voastră și acest lucru, concretizarea fenomenului de care discutam mai devreme, va fi foarte rapid, muy pronto, cum ar spune spaniolul, așa că așteptați-vă, vedeți aceste două cărți care practic povestesc vizual despre același lucru, îmbrățișare, sărutare, reluarea comunicării, reluarea legăturilor de orice fel, cât de curând. Vor fi luate decizii în urma unor conversații, reluate discuții și astfel poate că veți decide în mod exact ceea ce vă doriți unul de la celălalt, de data aceasta cu subiect și predicat, verbalizându-vă absolut toate doleanțele pentru ca persoana respectivă să înțeleagă clar ce vreți de la ei și viceversa. Și voi probabil ar fi absolut minunat să îi spuneți de la început ce vă doriți de la relație, ce vreți de la el sau de la ea. Aici este dragostea vieții voastre. Dacă ați întâlnit-o, cu atât mai bine. Dacă nu, deși aici vorbeam despre persoane care sunt extrem de orgolioase și nu vor face primul pas către voi. Dar eu zic că va face, sau nu știu, poate că intervine și destinul, o să vedem la momentul oportun prin intermediul acestui mesaj. Dar înainte de toate o să întreb minunatul pendul. Dacă persoana la care voi vă gândiți în momentul de față va face el primul sau prima mișcare de a vă suna, de a relua comunicarea, de a vorbi, de a renunța la acest orgoliu, va face el primul sau voi? Situația este incertă. Înseamnă că, vedeți, dacă se învârte în cerc, înseamnă mulțumesc, înseamnă că probabil destinul vă aduce sub o formă sau alta unul mai aproape de celălalt sau să vedem că poate sunteți voi cele care sau cei care veți face prima pas către această persoană și atunci această persoană probabil își va schimba literalmente toată accepțiunea vis-a-vis de situația voastră în particular. Bun, haideți să vedem acum
Roata norocului, cornul abundenței, am să, în sfârșit, au căs aceste cărți, am să le aranjez puțin. Da, la voi este cu scântei, ce să zic, cu o pasiune neîmpărtășită. Ce să zic, este vorba despre o împăcare, dar am să las un pic la mai spre final toată această situație, tot acest rezultat, pentru că vi se va lua un văl de pe față, veți avea o revelație. Este vorba de faptul că persoana respectivă are probleme sau a avut probleme financiare, motiv pentru care a încercat să plece din relația cu voi pentru că nu se simțea la fel de împlinită din punct de vedere al resurselor financiare. Probabil că câștiga mai puțin decât voi mai mult, sau poate că a dezvoltat anumite complexe vis-a-vis de voi, unul dintre ele fiind partea aceasta materială. Dacă este bărbat așa cum simt acum, să știți că în general este destul de complicat ca un bărbat să câștige mai puțin decât femeia, și știți și dumneavoastră că bărbatul are plăcerea de a achita, eu știu, o cafeluță la un restaurant, o ciorbiță, etc., etc., un buchet de flori. Și probabil că a trecut prin tot soiul de situații limită din punct de vedere financiar. În unele cazuri poate a fost disponibilizat, nu i-au ieșit contractele, în sfârșit ceva acolo s-a întâmplat, dar din punct de vedere financiar. Și această situație l-a determinat sau a determinat-o să renunțe la această relație sau să se îndepărteze ușor de voi sau pur și simplu să nu mai facă nicio mișcare pe o perioadă, dar limitată de timp. De asta spun, nu știu, ori a avut o disponibilizare sau o situație destul de în dezechilibru din punct de vedere al al materialului, să știți, pierde. I se pare că nu are noroc în dragoste, i se pare că nu a avut niciodată noroc, este totuși o persoană care se poziționează așa oarecum în poziție de victimă. O să vi se ia un văl, să știți, de pe ochi așa, o să aveți chiar o revelație chiar în timpul acestei etalări. Poate chiar sunt situații în care veți fi sunat sau sunată și o să vă ceară în anumiți bani, o anumită sumă de bani. Asta în cazul în care, aici o mare atenție, că s-ar putea să aibă și anumite adicții și să vă ceară bani pe care nu i-ați mai recuperat, pe care să îi joace la jocuri de noroc sau, nu știu, adicții. Alcool, tutun, cafea, în sfârșit. Nu văd alte relații, doar că există aici și situația în care probabil ați fost căsătorite cu astfel de persoane și ați divorțat sau sunteți în curs de divorț sau în sfârșit există o ceartă, un conflict care se remediază, însă cu limitarea persoanei respective să renunțe la aceste adicții pentru a fi împreună și pentru a nu mai pierde bani. Persoana asta pierde foarte mulți bani sau predispoziția sa este de a pierde foarte mulți bani, de a cheltui mai mult decât produce, dar este a voastră. Este al vostru, este sufletul vostru, este dragostea voastră adevărată și se va întoarce curând la voi. Doar mare atenție să nu existe din nou această cereri de sume de bani. Poate să fie vorba și despre anumitul prejudiciu pe care l-a făcut în numele vostru. Sau în momentul în care voi nu i-ați mai dat bani să plece din această relație. Dar aveți aici cornul abundenței care reglează absolut totul și care spune că își va călca pe mândrie și va suna și va da mesaj și va veni lângă voi. Vă veți bucura foarte tare, dar va veni cu o propunere. O propunere care ține realmente de, sau ad literam, de ceea ce am spus mai devreme, de adicțiile sale, de aceea hotărâți exact ceea ce vreți de la această persoană pentru a nu se încurca ițele. Pentru că există varianta să se întoarcă la voi, să vă ceară niște bani, sunteți echilibrul lui, echilibrul ei, dar după aia să rămâneți la fel în pom și pomul în aer. Care sunt intențiile sale clare? Persoane brunețele cu ochelari care fumează.
persoane cu părul spicat din negru, persoane ceacâre, un ochi de o culoare altă, ochi de altă culoare, s-ar putea să lucreze în justiție, s-ar putea să fie implicată justiția, s-ar putea să fie implicată o recuperare de bani și așa mai departe. Ce intenție are? Poate să fie persoană publică, poate să fie ofițer, poate să fie o persoană care nu e o persoană rea, doar că are aceste adicții, să spunem așa. Intențiile sale, să știți că nu sunt... cum să vă spun? Nu este o persoană cu două fețe. Este o persoană care chiar sunt șanse foarte mari să reia comunicarea cu voi, să facă, sunt șanse să facă un prim pas, dar ține de un anumit hop. Mai e ceva ce trebuie să rezolve sau este un hop între voi, că de asta nici pendulul a spus foarte clar că situația deocamdată este sau este indecisă persoana, dar va lua o hotărâre foarte clară. Persoane brunețele cu ochii negri, uite, va lua o hotărâre foarte, foarte clară. Asta înseamnă că sunt anumite limite care ar fi ok să fie impuse, pe care le-ar respecta, ar vrea să respecte aceste limite, pentru că simte că a luat-o pe o cale greșită. Vărsător, capricor, berbec, leu, fecioară, ca semn și leu am zis, cumva vrea să șteargă cumva trecutul. Mie mi se pare că acestei persoane, că mă gândeam de unde are aceste adicții, mi se pare că în trecutul lui, ori în copilărie, ori în adolescență, din cauza acestor adicții, posibil să fi pus în pericol viața cuiva, familiei, fostei, soții, copii, etc., etc. Adică, dau un exemplu, nu trebuie neapărat să fie exemplu acesta, din cauza faptului că a consumat mai mult într-o seară, era să dea foc apartamentului sau foc casei. Sau, din cauza unei adicții, să... inconștient să fi pricinuit neajunsuri unei persoane. Să fi pus o persoană să facă ceva, nu știu, cu legea, cu nelegea, în sfârșit. Și atunci, probabil, nu mai vrea acest lucru pentru că știe că a luat-o pe o cale greșită. Prezent. În prezent. Ce simte, ce gândește persoana pentru voi? În prezent. Da, o copilărie fericită, ceartă cu și în prezent, cred că este vorba despre o ceartă, un scandal. Înconjurat de foarte multă negativitate, mi se pare ființa asta. Mânie, tristețe, fobii. În prezent, s-ar putea să primiți niște mesaje. S-ar putea să primiți niște mesaje de la această persoană, ori vrea să vă dea niște bani, dacă nu i-ați recuperat de ceva vreme, are legătură tot cu partea aceasta financiară, sau, cum spuneam, în interiorul etalerii, s-ar putea să vă dea un mesaj pentru că a avut un scandal cu cineva și îi trebuie niște bani, conflict cu cineva, astfel încât să se echilibreze situația, că altfel ori o dă afară de la serviciu, ori o dă afară de la serviciu, ori nu se rezolvă conflictul pe cale amiabilă, repet, ori din cauza adicțiilor. Și este de asemenea posibil să ajutați persoana respectivă, dar cu condiția ca, începând cu această achitare, din acest moment, dacă vrea să fiți împreună, să aveți să-și rezolve aceste adicții. Adică va fi o hotărâre ori. Voi doi încotro sau ce s-ar întâmpla cu voi doi sau ce înseamnă viitorul comun al vostru. Pentru că foarte curând aveți parte de acest telefon cu o solicitare. Vă solicită, vă cere ceva, vă solicită ceva. Ulterior vine și acea limitare. Voi doi, mă rog, încotro, voi doi, relația voastră. Există tristețe. Energia feminină este tristă. Acum își calcă pe orgoliu, își va călca pe orgoliu. Dar vedeți? Își calcă pe orgoliu pentru că are nevoie de voi. Iar voi, cred că sunteți destul de triste. Haideți să vedem și un pic de descriere
fizică tocmai pentru a vedea dacă rezonați cu această etalare. Eu v-am spus că sunt foarte multe situații în care chiar nu este, adică este bine că nu rezonați, pentru că sunt unele mesaje, câteodată sunt mesaje tranșante, mesaje care ar putea fi menite să vă deschidă puțin noi viziuni asupra relației, astfel încât să știți ce decizie să luați. Ele, părul negru, castaniu închis cu ochii închiși la culoare, barba ușor prelungă, persoane în jurul vârstei de 50 de ani, mai mult sau mai puțin, dar și 30, 35, 38. Aici mi se par ei mai maturi, după vârstă, dar ca și comportament, nu. De ce sunteți tristă sau triști? De ce ați fi trist, tristă în viitor cu această persoană? Scorpion, săgetător, balanță, rac, leu. Pentru acest mesaj. Pentru că ulterior ar putea, predispoziția este, nu spun că așa va fi. Deci, repet, nu vă spun și niciodată n-am spus lucrul acesta, pentru că doar Bunul Dumnezeu știe. Dar ca predispoziție, ca direcție, ca indici, ca ar putea să fie sau nu, n-ar putea să fie, s-ar putea, în predispoziția lui, ar fi de a mai avea, adică s-ar duce și în zona de a vă înșela așteptările. Aici a căzut cartea amantului, așa că ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Deci predispoziția este ca adicțiile să se dezvolte în continuare, la fel vorbesc de bărbați bruneți cu ochii negri, părul pe o parte, așa, poate și ușoară, mustăcioară. Pedant, bineînțeles, este un bărbat atractiv, are pe vină în coa, posibil să lucreze ori în cadrul armatei, ori cu uniforme, ori să schimbe uniforme. Îi place să cucerească. Probabil că toate adicțiile acestea se transformă din ce am spus mai devreme, poate să meargă și în zona de hai să cunosc pe cineva, hai să mai cunosc și pe altcineva. Voi să-l considerați dragostea vieții sau să o considerați dragostea vieții și lucrurile să se schimbe și din acest punct de vedere. Adică nu numai jocuri de noroc, alcool, tutun, cafea, în exces, anxiolitice, etc., etc., dar se ducă și în partea asta de relații intime, de o noapte, pasagere. Sau s-ar putea să existe posibilitatea să fie și cu altcineva, să mai aibă și altă opțiune. Aici este, să știți, în viitorul acestei relații ar putea să existe și există un procent în care nu exclud un divorț, o separare la notar sau în fața unei instanțe de judecată. Și tocmai că aceste adicții distrug și vor distruge această dragoste, ar putea să distrugă această dragoste. Ați putea face ceva, hai să facem așa o clarificare, ați putea să faceți voi ceva astfel încât să puteți devia puțin cursul acesta? Ce ați putea face voi? Ați putea să faceți ceva? Să schimbați? Aici este vorba despre un mariaj cu o persoană care vă este fidelă. Ideea este că
Am rămas așa un pic debusolată pentru faptul că energia voastră de început s-a dus către voi, considerați această persoană dragostea voastră, sufletul vostru, voi fără el nu puteți sau fără ea nu puteți. Doar că din cauza acestor adicții lucrurile ar putea scăpa de sub control într-un mod delicat, conflictele ar putea escalada. Voi ca fidelitate, nu știu, poate ține foarte mult la voi, dar ca fidelitate nu știu. Adică mai mult decât sunteți voi fidel, fidelă, nu cred că există. Adică energia voastră spune că sunteți o persoană care ajută, care este bună, care este fidelă până în măduva oaselor, care nu înșală, nu-și înșală partenerul, etc., etc. Nu înșală această căsătorie. Adică odată ce ești căsătorit, nu înșeli, nu te gândești să mai ești și pe una și pe alta. Lucrurile merg către înșelătorie, către amantlăcuri, către divorț și reîntoarcerea acestei persoane. Cu capul plecat sabia nu-l taie, e bine, aici s-ar putea să revină, poate și cu un buchețel de flori, însă cred că energia feminină va pune pe altcineva să deschidă sau va refuza, vorbim așa în câțiva ani, îl va refuza, este posibil, v-am spus, nu este nimic bătut în cuie, lucrurile se pot schimba clar, datorită liberului arbitru, voi fiind creatorii propriei vieți, propriului destin, există șanse să se întoarcă, se întoarce roata, doar că îi întoarceți vizita, adică voi nu mai primiți această persoană. Pentru că există posibilitatea să aflați o știre destul de bombă. Și bucuria asta să fie doar pe moment. O să vă bucurați foarte tare de faptul că se întoarce. Așa ființe faine și frumoase, sufletește sunteți voi. Toți suntem până la urmă în sufletul nostru. Doar că avem niște experiențe pe care le ducem. Ideea este. Deci își calcă pe orgoliu, fără doar și poate, pentru că are anumite motive să facă acest lucru. Problema este la voi. Mingea este în terenul vostru, dacă, bineînțeles, vă regăsiți într-o astfel de situație delicată, foarte delicată, recunosc, printre puținele dăți în care am simțit o asemenea energie. Energie delicată, energie profundă, în care unul iubește cu disperare, cu profunzime, iar celălalt nu că... Mi se pare, unul este trezit spiritual, celălalt nu, unul doarme, altul este trezit, unul este spontan, altul este conservator. Mi se pare că unul trage foarte mult de această relație, considerând iubirea vieții, iar celălalt, pentru că așa este, adică nu că așa probabil a fost construit, cu ceva metegne din trecut, nerezolvate. Aici mi se pare o diferență foarte mare de evoluție spirituală, dacă este să mă întrebați pe mine. Mi se pare, și aici vorbim de voi în special, cei care se uită sau cele care se uită în momentul de față. Vorbim, acum lăsăm la o parte cărțile, deci dacă mi se permite această recomandare sau, mă rog, această discuție. Unul este trezit spiritual, unul înțelege altfel lucrurile, în speță voi. Sunteți foarte, cum să vă zic, maturizați. În plină ascensiune spirituală există o evoluție, doar că între voi și această persoană nu este vina acestei persoane. Știu că unii o să dea cu hate acum, dar nu e nicio problemă, spun din ca o părere, pur și simplu stăm așa puțin la o cafeluță, la o discuție. Cealaltă persoană nu că este vina ei, ci pentru că mai are multe experiențe de întâlnit, multe lecții de învățat, multe lucruri de recuperat, până ajunge la același nivel ca și voi. La același nivel de maturitate spirituală ca și voi, sau măcar la același nivel de înțelegere pe care îl aveți voi.
Aici cred că este desincronizarea. Deci mie mi se par două traiectorii așa, deci cumva în cum se numește, era un termen, Doamne, ce îmi lipsește, cum este clepsidra, știți? Deci sunt așa cele două cuve, cu un pic așa, abia v-ați întâlnit, dar nu v-ați, știți, nu v-ați cuplat. V-ați întâlnit pentru că sunt anumite și fricțiuni, anumite lucruri de învățat, experiențe, după care fiecare iar pleacă pe partea lui. Acum unul, dacă a învățat bine, celălalt rămâne aici. Adică n-a învățat. Mai trece prin această clepsidră, știți? Nisipul curge. Sunt chestiuni de timp. Unul este fidel, unul este dedicat relației, unul vede altceva prin relația respectivă, celălalt nu vede la fel. Sunt desincronizări din punct de vedere al viziunilor, viziuni diferite. Sau poate că ați mers la un moment dat. Știți? Așa, în tandem. După care v-ați distanțat și atunci există veniri, reveniri, lecții, experiențe despre care ați văzut că discutăm și pe mesaje. Da. Ce să zic? Se întâmplă. Este viață. Este viață și este experiență de viață. Dragii mei, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Nu disperați, nu are rost să disperați. Este greu, este câteodată aproape imposibil să trecem peste aceste situații, dar Dumnezeu ne dă mai mult decât putem duce. Așa că eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Să aveți zile binecuvântate, cu liniște, cu echilibru, cu pace, cu... Respirăm de trei ori. Avea fiica mea un cântecel cu... Dar vi spun data viitoare cum. Nu te supăra că nu e bine nici pentru tine, nici pentru ceilalți, nici pentru tine. Numără până la trei. Numără până la trei sau până la zece și ai văzut că și o să vezi că o să-ți treacă sau ceva de genul. Da, foarte drăguță. Îmi cântă mie fiica mea când sunt așa foarte... agitată și supărată. Nu vă supărați, haideți să trecem peste aceste situații cu înțelepciune, cu maturitate, cu glumițe pe aici, pe acolo și cu întâlnirile noastre de la ora 8. Mulțumesc pentru mesaje, pentru vizualizări, vă pup, vă iubesc și aveți grijă de voi, sunteți în permanență în rugăciunile mele. Numai bine! Pa, pa!